După cum am promis, am revenit cu partea a doua în care vorbesc despre recomandări de parfumuri pentru iarnă. Da, și mă vedeți îmbrăcată la fel, pentru că tocmai am terminat de filmat partea întâia pe care voi deja ați văzut-o și da, continuăm cu partea a doua. Bun, și o să încep, o să intru direct în pâine pentru că sunt destul de multe, v-ați obișnuit deja. Bun, o să încep cu acest Vanille Noir de la Le Senteur Gourmand. Am aici o variantă de, cred că 15 ml are. Da, un parfum destul de interesant. Într-adevăr, este o vanilie întunecată, cum îi spune și numele. Și cred că și culoarea lichidului ne duce cu gândul la, nu știu, o vanilie afumată. Eu așa văd. Și da, într-adevăr, e o vanilie afumată. O să mă dau... da. Seamănă un pic de tot cu Tendre Madeleine, dar după cum spuneam, e mult mai întunecat. Acesta, din câte știu, are notă de cuișoare și da, se simte. Iar acesta clar e o vanilie dulce, foarte condimentată. Și de asemenea are și o notă de piperos, deci e piperat, e condimentat. Destul de interesant și el și din ce am văzut este destul de apreciat printre parfumurile lor, cam ăsta și cu Tendre Madeleine. Ar fi cam și de asemenea vanilie de la Reunion, cam astea trei ar fi cele mai apreciate vanilii de la ei. Da, frumos, interesant, clar îl văd pentru iarnă, pentru sezon rece și o recomandare foarte bună de parfum accesibil pentru sezonul rece. Bun, continuăm cu un parfum tot așa recent intrat în colecția mea, un parfum care l-ați mai văzut și în parfumuri cu note de ambră, cred, și vă ameninț eu cu holul, care o să vină și el cândva în luna decembrie, dar da, până atunci îl mai vedeți din nou pe Rihanna Rogue. Da, acest parfum care... e și un parfum cu o notă de piele, o notă de piele întoarsă și se simte foarte bine, dar o piele fructată. Acesta, din ce am văzut, s-ar asemăna cu Bodega Veneta, de la Bodega Veneta, și da, multă lume zice că s-ar asemăna cu acela, dar că ar fi o piele mai fructată și oarecum mai dulce decât Bodega Veneta. Da, foarte interesant. E oarecum dulceac pentru că are și vanilie, are și o notă de prune. Da, da, din prima clipă în care l-am mirosit, pentru că a fost un blind, mi-a sărit efectiv, a ieșit în evidență acea piele și îmi place foarte, foarte mult acest parfum. Și mi se pare că e o recomandare de parfum tot așa ieftin și bun. Clar, Rihanna Rogue. Așa, mai departe, vorbim despre un parfum de la Lancôme, care mie îmi place foarte mult și care eu îl port doar iarna, deși el așa ar părea oarecum că ar merge și, nu știu, poate chiar vara, pentru că are o notă de floarea pasiunii și te-ar putea duce cu gândul oarecum în, nu știu, insule tropicale și așa mai departe. Și vorbesc despre Hypnose de la Lancôme. Da, o vanilie cu vetiver. Unde ești? Este miros. Da. O vanilie cu vetiver și flori albe, printre care v-am zis și floarea pasiunii. Mai avea ceva iasomie, cred că... Da, foarte frumos. Dar e destul de dulce vanilat și din acest motiv am zis eu nu l-aș vedea vara. Deși acea floare te-ar putea duce cu gândul oarecum în... insule tropicale și așa mai departe. Persistență moderată, din ce am văzut, cam 6 ore pe pielea mea. Și îmi place foarte mult. Dar să aveți în vedere că este un parfum destul de dulce și ar putea fi chiar deranjant pentru unele persoane acel tip de dulceață. Bun, mai departe vorbim despre o altă vanilie. O vanilie afumată de data aceasta. Și nu putea să lipsească și Chalimar de la Guerlain. Am aici apa de colonie. Da, wow! O vanilie afumată.
tămâioasă și cu o notă de zibetă, deci e o vanilie așa mai animalică. Un parfum clar, vintage, în adevăratul sens al cuvântului, care mie îmi place foarte mult. Și mă bucur enorm de mult că am ajuns să îndrăgesc și eu Shalimar-ul, care este un clasic și un parfum vintage. Da, e foarte frumos și clar pe acesta îl văd potrivit, cel puțin pentru mine ca începătoare în ceea ce privește Shalimar, o să-l port acum iarna, dar pentru iubitorii de Shalimar, clar, știu că este purtat acesta și în alte sezoane, poate, nu știu, chiar toamna, de ce nu, că merge și toamna. Da, foarte frumos și este o adevărată comoară. Persistența lui e cam de destul de bună pentru apă de colonie, cam 5-6 ore pe pielea mea. Bun, mai departe, imediat să găsesc, continuăm cu un parfum destul de accesibil și anume vorbim despre Wish de la Chopard, care avea aici un inelul, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el. Se pare că l-am pierdut aparent. Da, este și acesta o bombiță dulce gurmandă, un parfum miros cu paciuli. Are foarte multe note acesta. E și el dulce gurmand, are vanilie, are caramel, tot felul de note din acestea dulceci. Dar are și un paciuli care se simte destul de bine și ar putea fi deranjant pentru persoanele care nu iubesc deloc paciuli. Și v-am zis, e și destul de miros. Foarte frumos, se aseamănă oarecum și cu Angel de la Mugler, dar nu este o clonă. Deci, da. Și persistența lui este tot așa moderată, cam de 5-6 ore. Și o recomandare foarte bună pentru iarnă. Și că tot vorbeam de Angel de la Mugler, îl avem și pe Angel, evident. Steluța merge cam pe aceeași idee ca Wish. E un dulce gurmand cu paciuli, un paciuli foarte puternic. E și el miros. Acesta are și caramel, și ciocolată, vanilie. Acel paciuli care se simte destul de puternic, are și ceva note fructate, florale, destul de multe v-am zis, nu o să pun acum să înșir toate notele. Dar și are și o notă de vată de zahăr, un parfum foarte interesant, un parfum puternic, cu personalitate, clar. Și foarte bun, tot așa, pe acesta îl văd doar iarna. Persistență foarte bună pe pielea mea, peste 7 ore, deci da, Angel de la Mugler. Mai departe, tot un parfum accesibil de la Chopard, nu putea să lipsească și cașmirul, care este o vanilie oarecum fructată, dulce, tot așa în stil oriental. Foarte frumos și el, o vanilie ambrată, care tot așa îl voi potrivi pentru iarnă. Are și ceva note fructate, de ce nu piersică, mango din ce am văzut. Foarte frumos și el. Tot așa are un... Poate avea... Sau se poate simți oarecum ca un parfum oarecum mai matur, mai bătrânicios, ar putea să zic unele persoane. De aceea nu este pentru oricine, dar e foarte frumos și eu îl apreciez. Și o să-l folosesc în această iarnă. Persistența lui este bunicică, cam 6-7 ore pe pielea mea. Și tot în aceeași idee, ar mai fi și trezorul de la Lancôme, bătrânul trezor, cum îmi place mie să-i zic, care este și eu tot așa o vanilie fructată, în stil oriental, ambrat, tot așa cu acea piersică, caisă. Foarte interesant și el. E floral, are foarte multe flori acesta. Da, este catalogat ca fiind un floral oriental, dulce, vanilat, la fel și el puternic, cu o personalitate. Ca și cașmirul, la fel nu este plăcut de toată lumea, dar mie îmi place, la fel și el foarte persistent. Tot așa, peste 7 ore pe pielea mea și îl iubesc și îl folosesc în special iarna. Așa, da, avem și două parfumuri. Unde sunt? Că nu le văd. Ce-am făcut cu ele?
Așa, de la Ghirlanda, din gama cu La Petit Robe Noir, avem Black Perfecto și La Petit Robe Noir, varianta intens. O să încep cu Black Perfecto, care e un parfum cu piele, cireșe sau vișine, că vișine mai degrabă, vișine negre, cireșe, cireșe, nu cireșe, vișine, ceai negru, o notă de piele și ceva trandafir. Și da, e un parfum așa dark, puternic. Un parfum care ar merge și toamna în zilele așa ploioase cumva. Pentru că asta mi-a inspirat acest parfum, zile mohorâte de toamnă, ploioase. Dar la fel îl văd potrivit și iarna. Mi se pare că merge foarte bine. Eu nu l-am purtat în această toamnă pentru că, v-am zis, nu prea am parte de zile așa foarte ploioase. De aceea, cred că prin decembrie o să cam avem parte de asemenea zile și cu siguranță că o să-l folosesc acum iarna. Deci, Black Perfecto și La Petit Robe Noir Intens. Acesta este mult, mult mai dulce decât Black Perfecto și nu prea seamănă cu primul apărut. Acesta mai degrabă nu are acea cireașă, ci are notă de afine. Are afine, are vată de zahăr. Este foarte dulce, are o vanilie destul de dulce. Are patchouli, foarte frumos și el. Potrivit tot așa, îl văd doar pentru iarnă. Pentru că este foarte, foarte dulce. Persistența lui este bunicică și la acesta, tot așa, nu știu, 6-7 ore. La fel și Black Perfecto, cam tot pe acolo se învârte. De fapt, acesta peste 7 ore, iar Black Perfecto cam 6-7 ore din ce am văzut. Bun, mai departe, după cum vedeți, avem nugle, am avut și în primul videoclip și avem și de data aceasta parfumuri de la Mugle, pentru că sunt parfumuri puternice, cu personalitate și de aceea se potrivesc foarte bine iarna. De data aceasta vorbesc despre Angel Muse de la Mugle, un flanker pentru Angel, bineînțeles, care păstrează acel patchouli puternic în continuare, dar de data aceasta avem un patchouli ciocolătos, pentru că are o notă de alune de pădure sau Nutella. Și foarte interesant și el, are și o notă de piper în deschidere, un pic citric de la grapefruit. Da, dar cel mai mult se simte acel patchouli ciocolătos. Foarte frumos și el. Nu l-am purtat toamna, e nou în colecție, adică nou. L-am achiziționat prin toamnă și practic nu l-am purtat în toamnă, pentru că, nu știu, am avut altele. Și cred că acum iarna o să se potrivească, v-am zis, de minune, pentru că este un parfum cu personalitate, da. Și în același timp e și dulce gurmand, deci cumva le are așa pe toate, potrivit pentru sezonul rece. Persistă foarte bine, la fel și acesta, 7-8 ore, deci da. Bun, mai departe îl avem și pe acest Ange de Mon de la Givenchy, care este un parfum, cum zice și numele, cu o parte întunecată și cu o parte luminoasă în același timp. Are o parte întunecată de ceva mușc, lichen, boabe tonka, dar și o parte luminoasă pentru că are un crin, are orhidee, e și oarecum condimentat, are ceva șofran, cimbru și un parfum destul de interesant, la fel dulce vanilat oarecum, dar nu pe placul oricui. Și la fel, având acea parte întunecată, mi se pare că merge foarte, foarte bine iarna, la fel persistență foarte bună, peste 7 ore și îl ador. Bun, într-adevăr, și el nu a fost foarte mult, de fapt, nu prea l-am purtat pentru că l-am achiziționat și pe el prin toamnă și am folosit alte parfumuri, am folosit într-adevăr un pic din el, nu cred că se vede la voi, dar acum iarna mi se pare că se va potrivi mult mai bine. Apoi, un parfum care tot așa, mi se pare că vorbesc foarte rar despre el, pentru că la fel și pe el l-am achiziționat, cred că prin toamna trecută și l-am folosit foarte puțin prin iarnă și cam atât, pentru că la fel mi se pare un parfum de iarnă și vorbesc despre Dolce & Gabbana The Only One 2,
Acesta care e mai închis așa la culoare. Are o culoare foarte frumoasă sticluța. Și e un parfum foarte interesant și el, pentru că are și el genul acela de fructe întunecate, cum ar fi mure, ceva fructe roșii, o vanilie, tot așa, cu ceva boabe tonka. Nu, de fapt acesta nu are vanilie, dar e și el oarecum dulceag. Se simte oarecum și acesta pudrat, pentru că are și ceva violetă, ceva trandafir. E un parfum foarte interesant, la fel mi se pare că nu ar fi chiar pe placul oricui. Și nu mi se pare chiar atât de mainstream, ceea ce îmi place la el. Și are și o notă de patchouli, care da, oarecum se simte. Și de asemenea are și o notă de ambergris, care se simte și face așa, dă acel iz specific de parfum. Nu știu cum este și Baccarat Rouge, că simți acel ambergris în el. Da, foarte frumos și el. Și, de asemenea, foarte important, are și cafea. Într-adevăr, nu e o cafea care să te leșine, să se simtă foarte puternic, dar se simte acolo că are ceva întunecat cafelicios în el. Și e foarte frumos, foarte potrivit pentru iarnă, persistența lui e fel foarte bună, peste 7 ore pe pielea mea. Și e foarte, foarte frumos. Bun, tot în aceeași idee l-aș vedea, ca pe The Only One Two, l-aș vedea și pe Versace Crystal Noir. Am eu aici varianta apă de toaletă, pentru că asta am realizat că îmi place ceva mai mult. Acesta e un parfum foarte interesant. În esență el pare ar fi un floral și că oarecum, știu că sunt persoane care îl poartă și primăvara sau chiar în sezonul cald, să nu știu, în serile de vară și așa mai departe. Nu zic că ar putea să meargă, dar pentru mine acest parfum nu știu de ce, strigă iarnă. Ah, este un parfum destul de condimentat. Din ce am văzut, are ghimbir, are piper. E floral, dar e un floral întunecat. Un floral dark. Tot așa, destul de puternic, cu personalitate și destul de cremos. Pentru că are așa un lemn de santal. Cremos, dar și pudrat în același timp. Da, acesta e și destul de pudrat. Și îl ador și pe el. Foarte frumos. Bun, continuăm cu următorul parfum și anume, încă un parfum foarte condimentat, o bombă condimentată și vorbesc despre Kenzo Jungle Elephant. Da, acesta clar e o bombiță de, are tot felul de condimente, are cuișoare, chimion, cardamom, lemn dulce. E și el destul de dulce, vanilat. Dar e genul de vanilie cu foarte, foarte multe condimente. Are și paciuli, de aceea nu este clar, nu este pe placul oricui. Pentru multe persoane ar putea fi deranjant, sufocant acest parfum sau prea mult. Din acest motiv, acesta clar îl folosesc, nu știu, 2-3 pufuri maxim. Deși am impresia că și acesta a fost reformulat și nu mai e la fel de puternic cum a fost odată. Dar chiar și așa, în continuare, este puternic. Da. Și foarte persistent. Și acesta, clar, peste 7 ore persistă. Bun. Un parfum care e și lemnos, ambrat, așa. Un parfum care nu ar merge doar iarna, dar ar merge și toamna. Ar merge cam tot anul. Dar eu l-am din toamnă și nu l-am folosit în toamnă. De aceea intenționez să-l folosesc acum iarna. Și fiind lemnos, mi se pare că merge foarte bine și vorbesc despre Eau de Merveille de la Hermes. Frumosul acesta cu lemnos, cu brad, cu rășine lemii, cu ceva citrice în deschidere, cu portocală, cu lămâie. Da, foarte frumos, îmi place. Cele de la Hermes fac parfumuri foarte bune. Și acesta a fost, din păcate, reformulat, deci nu mai este la fel de puternic și rășinos cum a fost odată, dar chiar și așa, în continuare, îmi place foarte mult și o să-l folosesc acum iarna. E destul de persistent în continuare, cam 6-7 ore maxim pe pielea mea și îmi place foarte mult. Și ce ar mai fi? Ar mai fi și
Un parfum de la Jo Malone, care mi se pare că merge foarte, foarte bine iarna, din gama Colonie Intens, și vorbesc despre Velvet Rose and Oud. Da, un parfum cu trandafir și oud și o notă de pralină, pentru că e destul de dulceagă, în același timp e foarte frumos acest parfum, mie îmi place foarte mult. Nu pot să zic că îmi plac toate parfumurile cu trandafir și oud, dar acesta e minunat, îl ador. Da, foarte frumos, elegant, rafinat, în stilul Jo Malone, minunat și foarte persistent. Acesta persistă pe pielea mea toată ziua, mă ține peste 7-8 ore, clar, și îl ador. Și în același stil ar mai fi și Miren Tonka, la care am o miniatură, și acela la fel foarte persistent, dar nu l-am mai dus aici să vi-l arăt. Da, minunat, îl ador și abia aștept să încep să îl folosesc pe Velvet Rose and Oud de la Jo Malone. Și tot în aceeași idee, încă un parfum cu trandafir și oud, ar mai fi și acest Atelier Cologne Rose Anonym. Foarte frumos și el, tot așa, cu trandafir și oud, bineînțeles, după cum vă spuneam. Dar de data aceasta nu este la fel de dulce ca cel de la Jo Malone, pentru că nu are acea notă de pralină. Acesta e mai fresh cumva, dar în același timp și el foarte fin, elegant, foarte elegant acest parfum, îl văd. Și la fel de frumos, chiar dacă nu este la fel de dulce, dar îmi place și acesta enorm. Și mi se pare că cei de la Atelier Cologne fac niște parfume atât de frumoase, genul de parfumuri care să fie cumva plăcute cam pentru toată lumea, chiar și cele care sunt cu trandafir și oud. Bineînțeles, dacă nu vă place deloc dacă nu vă plac deloc parfumurile cu trandafir și oud, nu o să vă placă nici acesta. Dar e un oud, e un oud așa rafinat, frumos, bine făcut, elegant, nimic deranjant. Și da, minunat. Și o să-l port acum iarna, pentru că la fel nu mai știu de... Cred că prin vară l-am achiziționat, da. Și evident că nu l-am folosit, că mi se pare că nu prea merge. Acesta îl văd potrivit cumva și toamna, poate și primăvara, dar eu o să încep acum iarna, pentru că la fel sunt cumva mai nouă parfumurile cu trandafir și oud, mai așa începătoare, să zicem. Cum vă ziceam și de nu mai știu de care... Da, în fine. De aceea o să încep acum iarna să-l port, să vedem cum mă înțeleg cu el și dacă mă îndrăgostesc așa, nu știu, enorm de mult de parfumurile cu oud, cu siguranță că o să continui și la primăvară să-l folosesc. Deci, Rose Anonym de la Atelier Cologne, la fel persistă foarte bine. Ele scrie că este colonie absolut, ceea ce înseamnă că ar fi de fapt apă de parfum. La fel și el persistă foarte bine peste 7 ore pe pielea mea și îl ador. Și de asemenea, două achiziții foarte recente care mi-au venit acum de curând și da, care mă gândeam să le includ, să nu le includ, dar sunt parfumuri care efectiv, nu știu, mie îmi strigă iarna, de aceea am zis să le includ, că nu m-am putut abține. Și vorbesc despre două parfumuri de nișă de la Casa Montal și ar fi așa, Chocolate Greedy și Ristretto Intens Cafe. Sunt două parfumuri pe care mi le-am dorit foarte mult de la această casă Montal. Și o să încep cu Chocolate Greedy, care este foarte, foarte frumos. Da, e un parfum dulce, vanilat. E un parfum care miroase a ciocolată, a cacao. Miroase cumva a biscuiți cu ciocolată. Biscuiți cu cacao. Vai, și mirosul mi se pare atât de autentic, atât de wow, foarte frumos. Prima mea reacție a fost wow, cât de bine miroase. Și deși am cumva parfumuri în genul așa cu cacao, ciocolătoase în colecție, dar ca acesta efectiv nu e niciunul. E foarte bine făcut și la fel persistă foarte, foarte bine, mă ține pe piele, nu știu. Dacă n-aș face duș, cred că m-ar ține, nu știu dacă chiar 24 de ore, dar foarte, foarte mult. Și la fel este și Ristretto Intens Cafe. Este un parfum cu cafea și trandafir, dar cafeaua se simte foarte, foarte puternic.
Vai, o cafea atât de frumoasă. O cafea cum efectiv nu am mai întâlnit. Da. Foarte frumos și el. Are și ceva vanilie, caramel, din ce am văzut, ambră. Dar cafeaua se simte foarte, foarte bine. Și cumva acel trandafir așa mai în fundal nu e foarte puternic. Din ce am înțeles, nu este ca cafea intens. În acela se simte mai mult trandafirul decât cafeaua. Însă acest ristretto intens cafea și se pare că sunt extract de parfum din ce am văzut, cele de la Montal. Deci nu e de mirare că persistă. Ba nu. Chocolate Greedy este apă de parfum, iar Ristretto Intens Cafe, extract de parfum. Și nu e de mirare că persistă și acesta tot așa. Dacă nu aș face duș, cred că m-ar ține 24 de ore pe piele. Și zic lucrul acesta pentru că mi l-am aplicat seara, după ce am făcut duș. Ai, ce frumos miroase. Și m-a ținut până, nu mai știu, a doua zi seara, când până am făcut duș și cred că după ce am făcut duș nu mai știu dacă se mai simțea, dar m-am zis. De aceea tind să cred că acesta te ține mult și bine până faci duș efectiv și scap de el. Deci da, minunat, îmi place. Dacă vă place cafeaua, deci acesta nu are cum să vă lipsească din colecție pentru că este un parfum de nișă, cumva o nișă mai accesibilă și care clar, clar își merită banii. Deci da. Și cam atât pentru astăzi. Cam astea au fost recomandările mele de parfumuri de iarnă. La fel, lăsați-mi în comentarii ce recomandări de iarnă aveți voi și ce parfumuri intenționați să folosiți în această iarnă. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și ne revedem foarte, foarte curând la un nou video. Pa!